și ne curățește pe noi de toată spurcăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Pâinea noastră de pururi, dă-ne noastră și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Amin. Când eram foarte mic, colectam frunze, după care balerini, le știam pe toate, care și mai de care. Găsam o biserică undeva într-o revistă, undeva, ca atunci, pe atunci când eram eu copil, nu erau foarte multe, prin ziare, prin reviste. Dar prima am găsit Mănăstirea Japca. Acolo și-am mers. Avem 15 ani. Părinții au acceptat asta ca o să stai un pic și o să vii acasă. Dar nu a fost așa. Părintele Duhovnul a binecuvântat să ajungă aici, împreună cu altă maică, măcar cu actuala maică stariță. Și de atunci, cu ajutorul Dumnezeu, ne ducem crucea aici, în Mănăstirea Marta și Maria. Când am venit aici, am zis la maică stariță că așa îmi place locul ăsta, însuși locul, știți. Eu, de firea mea, iubesc locul cu pădure, să fie pădure. Mama mea spune că când eram mică, desenam pădure, o casă și mulți oameni împrejur. Asta vede că așa niște lucruri copilărești, dar eu de când mă țin minte, eu fără pădure nu pot. Și atunci când am venit aici, era în jur mai pădure, copaci și astea, pentru mine asta era cel mai tainic loc de regăsire sufletească. De la început aici a fost o tabără de odihnă, nu de pionieri, dar de odihnă. Vara veneau aici și se odihneau copiii. Când de anul 92, când a fost războiul în Transnistria, aici s-a distrus. Era un loc mai distrus, așa, nu era bine îngrijit. Ne doare de ceea ce se întâmplă, că ortodoxi cu ortodoxi se distrug, dar ne rugăm în fiecare liturghie, facem rugăciune specială care am primit-o de la Mitropolie, ca să facem rugăciune din cetarea războiului și liniște între popoare și să predomine liniștea și pacea între popoare, fiindcă asta cu greu se capătă, dar foarte ușor se distruge. Ca să conduci o mașină în necesitate, nu e un lux. Trebuie să te plasezi, trebuie să aduci, trebuie să construiești, trebuie să hotărăști ceva. Și nu ne ducem în duhul lumii, dar ne străduim să aducem mănăstirii tehnologii noi pentru a ușura munca în mănăstire, pentru a avea mai mult timp de rugăciune și să ai mai mult timp pentru meditație duhovnicească. Pentru că asta matca ne pășla în viață. Здесь остается только мёд. А, это Реджина Ступова. Я, кажется, веню к храну Полен, видите? Это Сальбинку Полен. Это Реджина. Apicultura este o copie a traiului mănăstiresc. Acolo regina, ea le distribuie toată lucrarea în stup, exact cum în mănăstire. Este Maica Stareță și Părintele Duhovnic care ei rânduiesc lucrarea. În stup, regina este cea care le rânduiește pe toate. Dacă nu-i regina, e haos. Dacă nu-i ascultare, iar nu-i bine. Și de asta, hărnicia, dăruirea, să le faci toate cu multă dăruire, cu multă jertfire, cu multă osteneală, să le faci toate bine chipzuite. Asta e lucrul stupului și asta e lucrul mănăstirii. Copaci de coarne. Să fie roadă bună.
viața trece atât de repede, să trecem frumos, trebuie să o trecem, să o trăim curat, să lăsăm ceva din jurul nostru. Și biserica, și școala, acestea sunt ziduri. Dar în interior se educă suflete, care ele pe viitor vor educa o societate.